greu stă pe umerii voștri. Fetele astea dorm, nu? Nu neapărat că dorm, dar Nona și Bianca, mie mi se pare că vorbesc cel mai mult. Și pe conexiune, eu pe Chris nu aud. Nu te-am auzit de trei cuvinte pe 15 conexiuni, cred că mai multe. Mihaela, când e vorba de Robert, tâc-tâc. Emma Iar, păi, e Laurențiu. Dacă vorbesc cu tine, mă cet și prefer. E vorba de mine, Mihaela, lasă-l. Cristina Iar cu Radu. Dar mai vorbi și Patricia, pe alte. Patricia doar intervine Marinel. Când e... Mârâie. Eu mârâi. Miau. Nona, sincer, și... Marinel, câteodată e mai bine să taci. Asta și un sfat pentru tine, da, dar... știi? Că și tu le mai dai. Dar nu am zis un nume de rău, gen, că... Păi știu, știu, de asta dar și nimic. Păi, dar asta oricum e o situație pe care o văd toți băieții, nu doar da. Marinel, ca idee. Și asta poate ar trebui să vă motiveze să... Dar ce, voi toți sunteți vocali, toți vorbiți. Da. Nu. Dacă eu mârâi, Marinel, tu behăi. Na. Dar cum mârâie Patricia și de ce mârâie Patricia și nu vorbește? Doamna Andreea, a fost doar un jargon atunci, la momentul ăla, pentru că... De că eu am spus, sincer. Îmi cer iertare. Tu? De că eu l-am spus, dar ascultă... S-ai învățat de la Patrick. Ideea e că, gen, fetele astea două au vorbit tot timpul, înțelegi? Și acum, la modul că începi și tu să vorbești, și așa dat-o, nu că ești la început. Am zis, a început să mârâie și ea puțin, gen, să vorbești. Asta nu a fost căutat sau ceva, chiar n-a fost căutat. Păi și nu-i bine să începi să vorbești și eu să-mi dau păi și noi nu te-am judecat acolo pe clipă. Nu te-am judecat, adică... Am spus că și tu, asta era... N-am zis de rău de niciuna dintre voi, adică ar trebui să luați inițiativă și să... Să nu te votăm. Crezi că mi-e frică de vot, Patricia, stai liniștită, că dacă e să plec acasă, plec, da. Doamne ferește. Nu guși nicio glumă, Marinel. Nu, dar... Văd. Frică de vot. Nici tu nu prea le pușcai când îți spunea el că glumește cu tine și te-ai spus că are ceva cu tine. Da, eu am înțeles foarte multe glume, câteva... Noi nu ne permitem unele glume, adică eu n-am glumit cu tine în ultima vreme și nu cred că suntem la nivelul ăla în care noi doi să ne permitem glume. Scuză-mă. Bine, Marinel, atunci o să tac în fața ta, da, măria ta. Rău frumos. Am un material și cu fetele. Să vedem. Simți ceva? Nu știu spre ce materialul. Posibil să fie? Fetele despre băieți, dar nu despre băieți, despre unul singur. Ah. Am avut băieții despre fete, acum avem fetele despre băieți, dar nu despre băieți, ci despre un singur băiat. Haideți să vedem care e acel băiat. El mereu are un vibe foarte bun când vine de la fetele. A fost foarte mișto în foarte bine. Poți să merge excelent când începe conexiunea, toate dau copii. Poți să-ți dea pe scaunele alea? Ceva se întâmplă. Am înțeles. Ia să vedem vibe ăla care îți spui tu. Fii atent, te rog. E ca o problemă, fetele. Mă enervați să-mi iați tu, n-ai cum să întreb tu cum se simte sau ce ai făcut, ce ai mâncat, cum ai dormit, nimic din cauza lui. Tu vorbești practic singur tu și aceleași subiect pe aceeași undă mereu. Te faci cu capul. Adevărat. Și repet același subiect. Te obosește psihic. Te obosește. Ideea asta că Robert e victimă am avut-o și eu până să intru. Păi da, dar ei nu sunt vada, susținătorilor lui, pardon, nu văd că chiar așa toți să fim cu probleme, toți restul de pe aici, din casă, cred că și din staff, toți cu probleme și doar el, ok, el nu se înțelege cu nimeni. În afară pare victimă și un susținător, dacă te ia, te susține până la capăt. Bă, frate, din 10 fete de una... De să una, să-mi zică ceva frumos, spulcan, adică. Nu poți să zici ceva frumos de o persoană. Păi da, uite și oamenii care intră aici, îl văd ok pe Robert, nu au nimic cu el. Și după ce petrec aici puțin timp, deja schimbă părerea. Te toacă, frate, psihic. Și asta o faci intenționat. Laurențiu stă în cameră cu el, frate, și deja e sătură. Cu greu să doarmă pe hol curând. Ia auzi, ți-a pus cuvinte în gură. Tare mică nu i-a pus niciun cuvânt în gură. Marinel Sărmanu era gata să-și plătească hotelul singur, tu. Da, exact, numai ca să nu mai stea cu el. Păi după ce că l-ai de dimineață până seara, mai ieși în cameră să mai au și acolo. Interesant. Asta chiar surpriză. Dar urât outfit-a mea. Nu că înțelegem bine noi, fetele. Vin mereu cu un vibe foarte bine de tot. Mă ajută mult de asta tot. Asta numai acolo. Da. Robert. Da. Prea te plac fetele așa. Mai ales dimineața. Vi se pare. Dimineața. Țin minte că am avut intervenție pe conexiune și vorbeam cu Bianca, dar s-a supărat Nona, nu știu ce. Și na, de acolo a decurs totul. Așteptam la o mică scuză din partea lui, gen poate dacă v-am supărat. Scuză? Nu, nicio scuză, n-am făcut chiar absolut nimic greșit. Chiar acum ceea ce s-a zis despre mine aici m-au... Poate am exagerat, da. Ce te-a deranjat cel mai mult? Din partea cui? Din partea căreia? Din partea și a Emei și a lui Chris.
pentru că zice Emma că s-a săturat Laurențiu, dacă este așa Laurențiu și are dreptate, știi ce ai de făcut. Din câte am înțeles, dacă, a fost deliberat din cameră. Robert, vrei să ascult sau nu? Ascult, ascult, dar din câte ai înțeles. Tu ai avut ceva contraziceri cu Laurențiu și la camera roșie mi-a zis ori nu înțelege, ori nu vrea să înțeleagă. Asta era chestia. Ceea ce tu ai înțeles, i-am zis să ai grijă cu tine. Da, știu, să nu te joci da, cu el, și ți-am spus, ok, cu Andrei. Robert, ești concurent, ai dreptul la părere, ți respect părerea, să fii sănătos, dar tu ții să spui această părere în fiecare zi, că sunt perversă, că trebuie să aibă grijă cu mine. Am zis că ești perversă? Dar nu folosi cuvinte care nu le-am zis, n-au ieșit din gura mea, viața mea. Eu nu folosesc acele cuvinte. Că o să-mi bat joc de sentimentele lui, ok, părerea ți-o spui odată, de două, de trei ori, dar nu poți să-ți bat joc de sentimentele lui. Am zis că poate te joci cu el. E diferit, tu folosești unele cuvinte pe care nu le-am zis niciodată. Păi poate în fiecare dată. A te juca poate. E un lucru minor. Nu, a bate joc, ea... Poate, dar dacă deja tu tot ții până și până, înseamnă că tu susții chestia asta în fiecare zi. Nu, în fiecare zi nu, am zis odată. Nu ai spus-o numai odată, a fost mai mult. Da, toate zile și la hotel eu zic. Nici nu vorbesc de Emma la hotel. Uite la emisiune la hotel. Da. N-are pe unicul lucru la televizor. De tine ce am zis lui, i-am zis mai mult că... Vezi că asta e periculoasă. Tu ai ceva cu mine și nu știu de bine. Știu din ce cauză. Ți-am zis de atâtea ori, Robert, nu am nimic cu tine, nu mă interesează persoana ta. Eu vreau să-l cunosc pe Laurențiu, nici cu băieții nu mai vorbesc. Cum vorbeam înainte. Așa că nu mai spune tu că am ceva cu tine. Am văzut. Laurențiu, te simți incomod? În vreun fel în cameră? Te deranjează? Vorbește prea mult? Cred că putem pune niște bariere și să ne putem înțelege. Vorbește așa în general, în viitor, poate ce o să fie. Te întreb ce a fost până acum. Așa putem să facem să ne fie bine în viață, oricum. Ce pot să zic despre Robert e că e un om cu suflet mare. Un om de la care, dacă i-aș cere ajutorul sau vreo părere sinceră, cu siguranță mi-ar da-o din suflet sau și-ar pune sufletul. În schimb, repet, ce am mai spus și în emisiune, e un personaj greu de înțeles. Adică, nu știu, ori nu își dorește să vadă și opinia celorlalți sau să o ia în considerare cum că nu totul e în sensul ăla în care îl gândește el și că totul se învârte cumva în jurul lui, în sensul că lumea vrea să aibă ceva cu el. Cam atât. Și Laurențiu, din materialul care s-a difuzat adineauri, ce concluzie tragi? Că are ceva lumea cu mine sau că n-are nimica? Adică persoanele care vorbeau, că nu e toată lumea, nu îi bag pe toți. Nu știu cum ți-ai făcut imaginea asta așa de... Adică dacă te-ai pune în locul meu, cum te-ai simțit? Dar Robert, dar sunt și niște... reacție la e o reacție la ceva, adică nu azi e ziua zero și toate fetele... Da, dar reacție la ce? Că vorbeam cu Bianca pe conexiune, nu? Și n-au avut ele loc de mine. Pentru că întotdeauna îți faci filme, nu reușești. Eu fac filme. Am încercat să zic foarte mult că te și repeți foarte mult și că cumva te învârți în jurul cozii și asta e un fapt, e adevărat. Robert, singurul meu deranj a fost faptul că ai vorbit de mine la Laurențiu. Asta. Ok, ți-ai spus părerea odată, ai și tu dreptul la părere, ok, dar ai spus-o de mai multe ori. Nu, n-ai spus de față cu mine. Laurențiu mi-a spus asta când am fost la masă. A zis, știi ce mi-a zis Robert de tine? Da. Atunci. Ce? Ți-am zis ca să aibă grijă cu tine. Să aibă grijă? Ai spus mai multe, Robert. Și mai zis? Așa mi-a zis Laurențiu, că nu ai spus doar odată. Asta e problema, că nu ai spus doar odată. Știi care e avantajul tău? Poți să te uiți la materiale și ai să vezi că ceea ce am zis de tine. E avantajul tuturor. Sau nu vrei, că nu poți să mai inventezi. Robert, e vorba și de ce mi-ai spus în cameră. Mi-ai spus treaba asta, cum că să am grijă cu Emma, să nu facă cu Andrei sau... Păi ți-au atras atenția, nu cred că puteți. Da, ți-am exact. Ce am zis? Am vorbit tot de rău sau cea? Și eu atrag atenția la Cristina și i-am spus că ea nu vede. Bine, eu din moment ce am o părere bună despre Emma și știu ce simt și în ce direcție mă duc cu ea, oricum nu iau neapărat în considerare părerea asta de la Robert. El oricum are un clinch cu Emma și atunci poate el o ia prea personal. Bun. Am o întrebare pentru Laurențiu, că nu pot. Mi-o țin de mult timp, că nu mai pot. De ce când ai intrat în gală nu te-ai apropiat de Emma? Că așa se face în cunoaștere. Da? Da. Nu știu. Zic că e un timp pentru toate, așa am simțit eu, o să fie în și timpul în care o să mă duc și o să pup și o să iau în brațe și o să vin înapoi. Ok. A răspuns corect. Eu sunt mai mult așa, pentru că până și Ionut și-a dat seama că Emma nu-i bine și tu erai... Și eu mi-am dat seama ulterior că nu e bine, dar nu știu, din cauza asta sau de asta? Nu.
Dar el a făcut cu un scop bun ce a făcut Bianca. Are și el un plan. Mulțumesc, doamna Andreea. Nu e așa? Am auzit bine, nu? Da, foarte bine spus. Ce plan are? E de bine, nu trebuie să știi tu tot. Da, eu sunt curioasă. E de bine. Vai. A luat inelul. Sunt prea curioasă. E la mine în mașină inelul. Deci gata? L-ai pus în mașina greșită. Nu, l-am pus ca să nu dispară, gen, știi? Că mașina stă bine. Ok, ok. Bun. Ați scăpat. De materiale. Știu că în acest moment v-ați dori și astăzi să auziți de la mine cum că această gală este o gală fără eliminare. Vreți? Da. Doar Patrick, da. S-a trezit Patrick dintr-o dată.